înțelegerea pe care oferă doctorul Gabor Mate, care nu întreabă de ce dependența, ci întreabă de ce durerea. Tuturor în Inconcordia, Teodora Buzoianu, facilitator 3 Tension and Trauma Release Exercise și de asemenea trainer al cursanților 3 România, este din nou invitata mea astăzi. Bine revenit, Teodora! Bine ne-a regăsit, Cristina! Dragă Teodora, în ultimul episod nu am precizat despre ce vom vorbi astăzi, am lăsat așa un pic, nu știu, să zicem, gândurile, intuiția noastră să ne ducă către un alt subiect. Și iacătă, subiectul a venit și astăzi vom discuta despre dependența, ce este și ce nu este dependența, dintr-o altă perspectivă. Îți mulțumesc pentru bucuria de a fi din nou împreună. E un subiect care într-adevăr a apărut în spațiul acesta dintre noi două și dintre ultima noastră întâlnire. Da. Și iacătă, am astăzi plăcerea să vorbesc cu tine și cu cei care sunt alături de noi despre subiectul ăsta foarte controversat. Este și de actualitate, cel puțin în România s-au întâmplat lucruri legate de asta și atunci am să vă prezint câteva informații pe care eu le-am adunat. Nu sunt eu sursa informațiilor, ci ele se bazează foarte mult pe cercetarea și prezentările Munca de o viață a doctorului Gabor Mate, dar nu numai el, ci și alte voci din domeniu care vorbesc despre dependență într-o viziune pe care noi în societate încă nu am reușit să o internalizăm și să devină modul prin care abordăm această problemă, cum este ea văzută. Da, este. Așadar, este și este o problemă mai ales pentru persoanele care suferă de dependență. Mare parte din această problemă pare să fie faptul că noi nu am înțeles cauzele ei. Și atunci haideți să vedem împreună ce au descoperit oamenii care s-au aplecat asupra acestor idei pe care noi le avem despre dependență și cum realitatea le-a permis să regândească și să formeze o nouă perspectivă asupra ei. Ce este și ce nu este dependența? În societatea noastră, dependența este încă văzută ca fiind rezultatul unei voințe slabe sau unui caracter moral slab. Da? Și asta mai degrabă este un fel de, dar de ce ești dependent? Dar de ce nu te poți lăsa de fumat? Dar lasă-te, domnule, odată de paharele alea de vin pe care le bei. Și da, toată abordarea asta vine dintr-o zonă în care se axează foarte mult pe efect. Nu se duc către cauză. Ei văd și pe efectul, comportament în sine, da? Pe comportamentul de a, nu știu, cumpăra excesiv, de a mânca mai mult decât trebuie, pe comportament și pe efectele comportamentului. Și întrebarea la care se răspunde este, da? Dar de ce dependență? De ce nu poți să te lași odată? Ce ți oferă ție treaba asta? Tu nu vezi că îți face rău? Da. Și vine cineva ca doctorul Gabor Mate care ne schimbă un pic perspectiva, dar haideți înainte de aceasta să vedem un pic care ar fi niște caracteristici ale acestui comportament. Prima caracteristică este compulsia, această preocupare, acest impuls puternic de a realiza respectivul comportament. Urmează apoi senzația aceea de plăcere sau alinare temporară a suferinței ca urmare a comportamentului. Inevitabil ne confruntăm și cu dificultatea de a controla respectivul comportament. Spunem că nu o să mai facem, da? E ultima dată când cumpăr 30 de cărți, nu mai fac asta, dar nu mă pot abține, da? Și inevitabil iritabilitate și insatisfacție dacă nu pot să desfășor comportamentul respectiv. Toate astea duc la repetarea acestui comportament, cu toate că el are niște efecte negative. Da. Am zis că se intră într-un cerc vicios, așa, intrăm tocmai într-un cerc vicios.
Absolut, și tocmai de aceea sunt și ca și grafică am ales să le pun pe acest cerc, pentru că efectiv intrăm în acest cerc vicios, în acest loop din care nu știm cum să ieșim. Unde ar intra oare la plăcere, plăcerea sau alinarea temporară a suferinței care mai a comportamentului? Cred că este, dar probabil că intră în categoria asta și acea cumva recompensă a noastră. Absolut. Și când absolut trecem printr-o zi grea, printr-o de alinare, într-adevăr, dar mă gândesc în neapărat a suferinței, ci încercăm să ne recompensăm, să ne dăm o stare și mai bună, pentru că am considerat că am avut o zi grea sau că am reușit să depășim anumite momente. Da. Și ce dacă e 12 noaptea, eu simt nevoia ca să mă pot recompensa să mănânc tort de ciocolată și nu mănânc o bucată, mănânc jumătate de tort de ciocolată. Da? Da. Și e foarte interesant că sunt studii și sunt date destul de specifice care vorbesc despre modificarea acestor neurotransmițători care într-un comportament adictiv au o altă funcționare față de comportamentul unei persoane care nu are genul acesta de nevoie. Da? Deci dopamină, oxitocină, tot ce înseamnă opioide, sistemul acesta al fiecărui organism, prin care noi resimțim, da, nevoia de a ne recompensa și așa mai departe, sunt mediate chimic și prin neurotransmițători și e ca și cum organismul nu își poate declanșa o producție echilibrată a acestor hormoni decât prin comportamentul respectiv, prin stimulul respectiv. Da? Și aici vine și înțelegerea pe care oferă doctorul Gabor Mate, care nu întreabă de ce dependența, ci întreabă de ce durerea. Pentru că el înțelege că dependența înseamnă orice comportament repetat, legat sau nu de consumul de substanțe, care aduce plăcere sau alinare și pe care persoana se simte obligată să-l repete în ciuda impactului negativ al comportamentului asupra propriei vieți și asupra vieților celor din jur. Și el chiar vorbește despre unul dintre aspectele vieții lui care este un aspect adictiv, cel în care are nevoie, da, o nevoie compulsivă de a cumpăra muzică pe CD-uri. Și spune cu toată sinceritatea, au fost cazuri în care mi-am lăsat pacienții în cabinet pentru că trebuia să mă duc în acel moment la magazinul de vis-a-vis și să-mi cumpăr discul nu știu care. Da, da. Deci vorbim despre orice comportament, nu neapărat unul care înseamnă consum de substanțe. Poate fi inclusiv exemplul acesta pe care doctorul Gabor Mateu îl dă din viața lui. Și toate acestea se întâmplă pentru că, răspunzând la întrebarea de ce durerea, este comportamentul acesta adictiv, este o modalitate prin care eu ca dependent obțin ceva. Obțin ceva legat de acea durere, da, sau disconfort pe care îl simt. Pe termen scurt, bineînțeles, temporar. Da? Temporar. Nu-mi rezolvă problema. Dar pe moment obținem o senzație de pace sau de alinare sau de suspendare a durerii sau o senzație de calm sau de evadare din coșmarul propriei vieți sau o senzație de plăcere sau inclusiv senzația de control, că îmi pot recăpăta controlul asupra mea sau asupra vieții mele. Da? De aceea el se perpetuează, pentru că în lipsa lui niciuna dintre astea nu sunt disponibile. Și mergând mai departe pe fir, vă povestesc un pic despre doctorul Bruce Alexander și experimentul pe care el l-a făcut. Așa cum cei mai mulți dintre noi deja suntem suprasaturați și știm, foarte multe dintre aceste studii se realizează pe șoricei. Da? Da. Și au existat niște studii făcute pe șoricei pe care îi puneau într-o cușcă cu două boluri de apă, un bol de apă cu apă normală și un bol de apă care avea cocaină. În cușca în care nu exista decât bolul de apă cu cocaină, șoriceii, inevitabil, cei mai mulți dintre ei se duceau și consumau din apa cu cocaină, până la punctul la care cei mai mulți dintre ei făceau supradoză și mureau. Deci nu se puteau abține din a
repeta acel comportament, nu alegeau varianta sănătoasă de apă fără cocaină. Și iată, vine doctorul Bruce Alexander care spune, stați puțin. Totuși, experimentul ăsta nu este atât de relevant. De ce? Păi șoriceii aceia n-au altceva de făcut în pușca în care sunt decât să bea apă. Da. Și atunci, între cele două opțiuni, o vor alege pe cea cu cocaină. Și a construit ceea ce se numește Parcul Șoriceilor. Un fel de paradis pentru șoricei, cu tot felul de rotițe, tot felul de activități, mulți alți șoricei în cușcă, unde ei puteau să interacționeze unii cu alții, puteau să se joace, puteau să facă sex, puteau să se cațere pe toate rotițele. Și cu foarte mare surprindere, în urma experimentului au constatat că aici șoriceii, majoritatea alegeau să bea apa curată, fără cocaină, și chiar dacă din când în când se mai duceau să bea din apa cu cocaină, era foarte, nu era un comportament repetitiv, era mai degrabă recreațional, cum am zice noi, adică din când în când, dar foarte rar, și în niciun caz n-a făcut niciunul supradoză. Incredibil. Deci ceea ce înseamnă că trebuie să fim mereu în mișcare, să fim în acțiune, să ne găsim activități ca să nu avem nevoie, să ne stimulăm de fapt altfel. Ceea ce înseamnă că noi suntem construiți pentru a fi în relație unii cu alții, pentru a interacționa cu membrii din familia umană și nu numai, da? Acea coreglare de care noi am mai vorbit, da. În momentul în care ea lipsește, în mod firesc, organismul tinde să înceapă un comportament compensatoriu. Pentru că dopamină, oxitocină, serotonină, toate lucrurile astea se eliberează în mod firesc în organismele noastre atunci când noi ne simțim în siguranță și în conexiune cu ceilalți. Și evident că nu se pot elibera dacă nu avem aceste experiențe. Da? Și atunci avem nevoie de a le compensa cumva. Cei mai mulți dintre noi, în viețile noastre moderne, nu avem atât de multe relații semnificative cu oamenii, cât avem relații semnificative cu lucruri. Societatea în care trăim, da, în care suntem niște consumatori, ne împinge și ne invită și ne atrage să interacționăm cu lucruri, cu device-uri, cu haine, cu mâncare, cu mașini, cu obiecte. Și știi unde e cercul vicios în lumea asta modernă? Creând această legătură cu lucruri, cum ai spus, cu device-uri, pentru a le putea accesa, clar, trebuie să muncim mai mult. Exact. Și atunci intrăm în acel cerc vicios în care muncim pentru a cumpăra, le avem, avem o satisfacție temporară, dar apoi ne dorim altele, pentru că ne aducându-ne acea satisfacție, nu pot să spun neapărat permanentă, dar oricum, corectă. Pe termen lung măcar, da. Da, corectă, să spunem, sau cu stimulii corecți, rămânem în același cerc și muncim și muncim mai mult, iarăși ne cumpărăm că sunt, nu contează ce, da. Pentru ce cheltuim banii. Pentru că există această nevoie în organismele noastre de a avea acele relații de coreglare în niște medii sănătoase. Asta a fost rezultatul acestui experiment al doctorului Bruce Alexander. Faptul că mediul în care este șoricelul îi influențează comportamentul până la punctul la care el poate să devină dependent sau nu. Da. Și atunci, noi ceea ce privim în societate acum ca fiind o problemă a individului care este dependent, de fapt începe să capete această nouă viziune în care înțelegem că nu putem să separăm individul de mediul în care el se naște și crește și își desfășoară viața. Pentru că acel mediu are un impact și o influență absolut uriașe asupra dezvoltării organismului și sistemului nervos ca și consecință și a comportamentului individului respectiv. Da. Și aici a intervenit ceea ce este deja cunoscut în ultimii ani de zile. Se vorbește foarte mult despre acest studiu ACE, Adverse Childhood Experiences, experiențe adverse în copilărie. Și tot de la doctorul Gabor Mate știm că persoanele care au 5 sau mai multe experiențe adverse în copilărie au un risc de 7 până la 10 ori mai mare de a abuza de substanțe
decât persoanele care nu au suferit experiențele adverse în copilărie. Da? Deci siguranța mediului în care eu ca și organism mă dezvolt, noi ca și organism ne dezvoltăm, prezența conexiunii în acel mediu, toate lucrurile astea ajută ca sistemele noastre nervoase să se dezvolte în ritm armonios. Da. Da? Și să putem să avem acces și la acești neurotransmițători care să nu fie un acces mediat de consumul de anume substanțe sau de un anume comportament. Din această perspectivă, de fapt, dependența este un răspuns la stresul resimțit, un mod prin care noi ca organisme facem față situației și încercăm să ne liniștim. Nu este o problemă legată de voință, nu e o problemă legată de moralitate și nu este o problemă doar a individului. Este răspunsul la stresul pe care acel individ îl resimte, încercarea de a se liniști și de a face față situației prin comportamentul respectiv. De ce? Pentru că în mediul în care se află nu a existat acea prezență sigură, plină de compasiune și coreglatoare care să ajute la să se oprească răspunsul de stres pe care îl resimte copilul respectiv. Da? Și o altă voce importantă este cea a doctorului Bruce Perry de la Childhood Trauma Academy din Houston, care spune că un copil care e stresat în primii ani de viață va deveni hiperactiv și reactiv, stresul lui va fi activat mai ușor, va fi mai anxios și mai deprimat. Și acum, dacă am comparat o persoană, adult sau copil, care are un nivel normal de stres cu o persoană care are un nivel ridicat de stres, dacă ambele ar consuma alcool, ambele vor resimți efectele băuturii, dar persoana care are nivelul mai ridicat de stres va simți în plus efectul acela de plăcere ca urmare a reducerii nivelului de stres. E ca atunci când avem gâtul uscat de sete, e efectul acela de plăcere când bem apă, accentuat fiind de potolirea senzației de sete. Da? Deci când împotolesc senzația de sete, plăcerea pe care o simt în organism este cu atât mai mare. Din nou, o altă voce care spune că dependența este o încercare de a face față stresului apelând la substanțe sau activități. În esență, ne întoarcem la cum poate organismul nostru să se autoregleze sau să se coregleze. Adică, după ce am trăit un eveniment stresant și s-au pornit acele răspunsuri de stres în organismele noastre, luptă, fugi, îngheață, care înseamnă eliberarea de anumiți hormoni de stres, cum reușesc eu ca organism să mă reîntorc la o stare de liniște, de calm, de pace, de alinare? Și cei mai mulți dintre noi care am avut aceste experiențe adverse în copilărie, cu cât au fost mai multe, cu atât sistemul nostru este mai cablat să rămână în starea aceea de stres. Da, mai reactiv. Și să fie mai reactiv și mai sensibil, cum zicem, da? Și ne spunem unii altora, dar de ce ești așa de sensibil, ca un fel de reproș, când de fapt tot ceea ce se petrece este dincolo de nivelul cortexului, dincolo de nivelul rațional. Și se află la acest nivel la care corpul declanșează răspunsul de stres și oprește răspunsul de stres. Și acestea sunt nivele subcorticale, creierul limbic și creierul reptilian. Și aici poate interveni și poate fi foarte benefică o practică precum este practica treului, Tension and Trauma Release Exercises, care oferă sistemului nervos o altă rută prin care el poate să își oprească răspunsul de stres, astfel încât să nu mai fie doar comportamentul adictiv singura cale prin care eu ca organism mă pot liniști, ci să am și o rută mai sănătoasă. Bănuiesc că este complementar, pentru că într-un final, dacă trauma lui declanșează acest stres și situațiile ca adult îi stimulează și mai mult acest stres și atunci trebuie să găsească stimulul exterior, bănuiesc că este complementar treul, ajută și mai mult, dar în același timp trebuie să-și trateze și trauma. Treul tratează trauma. De aceea se numește Tension and Trauma Release Exercises. Da, mă refer la nivel că este la nivel psihic.
trauma o avem noi, o am trăit-o și probabil că anumite situații ne aduc prin neuronii oglindă, știi cumva, ne aduc iarăși în acele senzații pe care le-am trăit în copilărie. Și despre asta este, Cristina, este despre senzații, iubire. A, da. Creierul cognitiv nu face decât să încerce să interpreteze ceea ce noi simțim ca senzații și emoții în corp. Și dă un narativ pe baza acelor asocieri pe care eu le-am făcut când am mai avut emoția respectivă, când am mai avut senzația respectivă, am făcut niște asocieri, da? Și atunci creierul meu cognitiv vine cu un sistem de credințe prin care, într-un fel sau altul, încearcă să facă sens, să dea sens acelei întâmplări, acelei reacții. Dar nu acolo este imprintul traumei. Imprintul traumei nu se află în cortex, el se află în reptilian și în limbic, ci în ceea ce se numește memoria implicită, adică ceea ce este stocat în organism de la gât în jos. Corpul răspunde, în corp ai senzația sau emoția respectivă, da? Deci până nu ajung să interacționez cu organismul meu într-un alt mod, și să pot să am o practică și o susținere prin care mă împrietenesc cu aceste senzații pe care le am, care reprezintă disconfort, reprezintă durere. Până nu se întâmplă asta, e foarte greu dacă rămân doar la nivel cognitiv. Ce este important să înțelegem este că aceste comportamente adictive au la bază traume. Da. Doctorul Gabor Mate spune: nu toate persoanele traumatizate vor dezvolta comportamente adictive sau dependențe, dar toate persoanele dependente au la bază trauma în copilărie. Da? Au fost traumatizate. Și atunci, cu siguranță că în momentul în care am de-a face cu orice fel de dependență, e important să ne dăm voie să avem această perspectivă în care înțelegem că dependența în sine nu este problema, ea este rezultatul încercării de a mă liniști, de a liniști sistemul nervos, care încă a rămas într-un răspuns traumatic necompletat, și atunci e important să-mi dau voie să susțin organismul meu în a-și completa acele răspunsuri traumatice, în a dezvolta noi conexiuni neuronale, da? Neuroplasticitate, știm că pe parcursul vieții se pot dezvolta noi conexiuni neuronale, da? Și putem schimba sisteme de credințe și comportamente și posturi și multe lucruri se pot schimba pentru că ele au la bază funcționarea sistemului nervos autonom. Și din perspectiva aceasta, ceea ce doctorul Gabor Mate a oferit se numește Compassionate Inquiry, da? Deci această abordare plină de compasiune vis-a-vis de comportamentul adictiv, înțelegând că, de fapt, el este un răspuns al acelei traume care încă nu și-a găsit rezolvarea înăuntrul nostru. Și trauma nu este doar ceea ce ni se întâmplă, ci reacția pe care noi o avem în interior la ceea ce se întâmplă, da? Cum reacționează sistemul nervos, dar trauma este și ceea ce ar trebui să se petreacă și nu se petrece. Conexiunea aceea pe care noi ca organisme o necesităm ca să putem supraviețui este la fel de esențială ca aerul. Da? Și atunci, ce înseamnă, da, să pot să mă duc în zona aceasta în care lucrez la traumă? Înseamnă că încep să-mi găsesc siguranța. Siguranța nu este absența amenințării, ci este prezența conexiunii. Ceea ce și doctorul Bruce cu Parcul Șoriceilor a descoperit. Că nu era vorba despre faptul că erau șoriceii, aveau ei o lipsă de voință sau o genă care îi făcea să fie dependenți. Și nu aveau acel mediu în care ei să se conecteze și să interacționeze unii cu ceilalți. Da? Astfel încât să-și poată liniști sistemele nervoase, să poată să aibă loc acea coreglare, da? Și mai puțin din încercările de a liniști, de a se liniști pe sine prin consumul de apă cu cocaină. Da, mi se pare foarte interesant, Teodora, și cred că este un subiect care încă rămâne controversat și asupra căruia vor mai fi încă studii, dar cred că s-a atins
acum, mai ales cu tot ce ne-ai prezentat astăzi, un punct foarte important prin care ar trebui să tratăm dependența categorii dintr-o altă perspectivă. Îți mulțumesc foarte mult pentru astăzi. Iarăși nu ne-am pregătit pentru un subiect, pentru episodul următor. Vom lăsa din nou intuiția, gândurile noastre să ne ducă ușor, ușor către următorul subiect. Te aștept cu mare drag în episodul următor și mă bucur că faci parte din acest proiect In Concordia. Și eu mă bucur, Cristina, pentru fiecare întâlnire pe care o avem și pentru aceste explorări pe care le facem împreună, aceste rătăciri prin hățișul conceptelor în care notăm cu toții. Și pentru cei care sunt dornici să afle mai mult despre subiect, recomand din toată inima cărțile doctorului Gabor Mate, care acum sunt disponibile și în română. Și dacă vreți să aflați mai multe despre TRE ca metodă de a ajuta organismul să își găsească o altă cale decât cea a dependenței pentru a se liniști, vă invit pe site-ul traumaprevention.com, unde sunt disponibile tot felul de informații despre acest proces somatic. Mulțumesc încă o dată, Teodora, zi frumoasă! Mulțumesc din inimă și eu!